Stai așa că după aia o să-mi rup gâtul și nu e bine să ai accidente la locul de muncă, că știi că vine după aia cu protecția muncii, cu aia și nu vreau să am belele la locul de muncă. Salutare, oameni buni, bine ați venit! Bună! Nu ați greșit postul! Suntem toți noi, prietenii de la 11! De la etajul 11 de data asta, că am făcut... Da, pe rooftop, așa. Am făcut, scuze, Diana, pe rooftop înseamnă la noi română, pe bloc, știi? Da, pe bloc, deasupra. Pe acoperiș, da. Chiar? Tu n-ai făcut niciodată plajă pe bloc? Pe rooftop am făcut doar, scuze, că tu mergi numai la petrecerea lui Morodanca, numai rooftop party. Nu, fata mea, eu deschideam aia de la bloc cu lacătul aia, făcut vreodată? Ușa de fier. Până ne băteau vecinii să coborând de pe bloc. Noi mergeam foarte des acolo. Unde? Pe bloc. Ia, să vedem cu ce ocazie. Cu fetele, mergeam la plajă, se făcea plajă pe bloc. Pe cuvântul meu, chiar n-a făcut nimeni, noi am făcut plajă. Păi smoala aia de pe bloc? Da, puneai acolo, știi cum erau chestiile alea de rafie așa întinse? Auzi, a făcut și Andreea pe bloc. Și Andreea a făcut plajă. Eu cu prietena mea, Andreea, ea stătea la 10, iar eu aveam o prietenă la mine în bloc la 10 și făceam când la noi. Când avantaj voi, pentru că la noi nu era decât Alo, Andreea? Un de bloc de 4 etaje. Unde mergem azi? Mergem pe A2, pe piscina la blocul de vis-a-vis. Nu, fată, hai la mine, că au băgat și băuturi la rooftop la mine. Nu, așa, ce vă mai place pe bloc? Da, foarte frumos. Nu, dar e mai bine aici, la etajul 11, mi se pare. Da. Eu n-am avut niciodată nisip pe bloc. N-am avut niciodată, uite, atâtea bingi, hamac, abia aștept să... N-ați fi schimbat un bec la păscară, numai pe bloc mergeați acolo. Plajă. E periculos. E periculos să nu încurajați, să nu faceți așa, nu, acasă. Nu, niciodată, da. Diana și Andreea nu sunt un exemplu bun de arătat la televizor. Da. Nu, nu, nu. Dragele avem noastre, bine ați venit pe la noi, pe rooftop, cum ar zice Diana. Hai de mai vlogie. O să, ce-mi place că ne-am înmulțit aici, dar ce-mi place e că... Adică, e plajă urbană. E plajă urbană. Vara asta vreau doar nisip să am sub picioare. În vara asta fac tot ce-mi trece prin cap. Plajă urbană, mai bine decât la terme. Aici... La 1 mai? Mai bine chiar decât la Mamaia, dacă mă întreb pe mine. Mai bine decât la 2 mai? La noi, la 1 mai, aici, la Excelsior, este senzațional! Plaja Chibrit aici, cel mai bine pe plaja Chibrit. Mi se pare senzație. Pe cuvânt, dacă nu. Cum ți se pare să te întorci din weekend de la mare și să nimerești aici? Băi, este genial. Da? N-aveam, deci nu. Deci nu există o continuare mai bună. Nu există. De la Timișoara cu avionul, pac, când am nimerit aici, zic, ho, am greșit studioul. Nu. Și știi care este avantajul, Florin? Uite, ieri începuse să picure la mare. Aici nu plouă niciodată. A început de ieri să plouă. Cât un pic. Acum asta. O săptămână de plajă aici la noi în platou, cu voi la televizor. Vă și mulțumim frumos. Da. Până vineri suntem aici pe nisipul ăsta, după care facem o mică pauză de vacanță și mergem și noi pe alt nisip. Haide, că sunt curios pe nisip. De ce ai venit cu labelele după tine? Poftim? Astea! De notătoarele astea! De ce ai venit cu labele după tine? Păi da! Ce întrebare? Te-ai pregătit și de piscină? Ce întrebare tendențioasă la care nu vreau să răspund. Te las, du-te la Andreea, mă așez.